De la Goleasca Uiești. Suntem în Stâlpu, nu mergem nici înspre Clejean, nici înspre Călugăreni, dar nici nu ne intersectăm cu niciuna. Ne îndreptăm către Valea Plopilor. Da, minunat, bine că e după sens, adică... Noi ce facem acum? Mai avem până la Milcovățu și o să facem la stânga către Mereni. La mașina aia, cred. Următoare. Ba, aici. Videle, da. Bun. Ne îndreptăm acum către Mereni. Prima dată pe aici. Ce a fost aia, bă, tată, bă? Vă să zic, aici avem râul Glavacioc.
Mă întreba maica mea dacă nu mi-e frică prin pustietatea asta. Mă, nu mi-e frică. Deși n-am mai fost pe aici, ar fi ușor să mă rătăcesc, dar mențin ruta care este. La video o să fie mai problematic, avem de traversat câteva sensuri giratorii și ar fi ușor de rătăcit. Un kilometru până la Crevenicu, superb! Răduleștiu și videle. Ioi! O, dar avem de urcat, bă, tată, bă! Ieșim și din Merenii de sus. Aoleo, săracul cap. Ce alergă calul ăla, bă? Ne apropiem de Crevenicu. Bine ați venit în comuna, cred. V-am să zic că asta arată ca și sultan. Venit în Radulești. Videle 4. N-am găsit cremă de aia.
Pe unde e ieșirea pe aici? Aolo. Încotro, Cristiane, mamă, ia. Pe aici. Aolo. Ne apropiem de Murcia. În jur de un kilometru de mai avem. Ia priviți ce avem în față. Până acum n-am dat de niciun câine de la Game Pass de acolo. Dacă vă aduceți aminte drumul de legătură de la Goleasca Uiești, stai cu tata. Aolo. Așa tot să te reîncarci cu energie. Să scuzați trepidațiile că e drumul absolut praf. Simpatic bunicul, mergea cu 3 la oră. Și cu 6, adică. Oficial, bine ați venit în Bolintin Vale.
facem către Crivina. Adică la dreapta. Venit în Crivina. Pădurea Mihai Vodă. Eu îi dădusem numărul ăsta pe Facebook, adică făcusem o pagină de aia automată cu denumiri de localități. Practic am adăugat locația în Facebook. O taie. Și văd că a preluat-o și Google-ul și Strava. Adică oricum Strava folosește Google. Sau Mapbox. Cred că toată